Dragi mitologi, continuăm seria dedicată stăpânului inelelor și inelelor puterii cu Silmarillion, baza care va fi serialul Amazon. E drept că dacă apuci să citești Silmarillion, ai fost prins în capcana lui Tolkien. Sper că sunt mulți și ca mine adevărata armată a binelui din Pământul de Mijloc. Dar care e faza cu Silmarillion? E o carte? E introducerea la stăpânul inelelor? De fapt, în volumul Silmarillion găsim niște notițe ale tatălui puse cap la cap de fiu. Nu vă așteptați la aceeași grație, nebunie și prezentare din stăpânul inelelor, ci mai degrabă la o aprofundare a studiilor referitoare la limbile inventate de autor cu această ocazie. De fapt, Silmarillion e o carte scrisă de G.R.R. Tolkien, publicată după moartea sa de fiul său Christopher în 1977. Cartea cuprinde, de fapt, o colecție de povești și povestiri, o mitologie istorică, am putea spune, care se petrece în primul ev al Pământului de Mijloc. Gândiți-vă că acțiunea din Stăpânul Inelelor se desfășoară în al treilea ev și, mai departe, Tolkien a încercat să mai rescrie și alte povești din mitologii, de exemplu povestea regelui Arthur, cea a lui Beowulf sau legenda lui Sigurd și inelul Nibelungilor, înainte să pună pe hârtie ideea stăpânului inelelor. Silmarillion vorbește despre Ea, un univers fictiv care include tărâmul binecuvântat numit Valinor, legendarul Beleriand și insula scufundată a Numenorului, dar și continentul Pământul de Mijloc, unde cele mai populare lucrări ale lui Tolkien, The Hobbit și Stăpânul Inelelor au loc. Se pare că după succesul Hobbitului, editura i-a cerut altă lucrare de succes, dar Silmarillion a fost respins, ca fiind prea obscur și prea celtic. Așa că Tolkien a început să lucreze la o nouă poveste, care a devenit în cele din urmă Stăpânul Inelelor. Asta îmi lasă gura apă. Așa că, bând din această apă întunecată, adusă tocmai din Mordor, vă pot spune, da, Silmarillion e o adevărată carte. Ea conține mai multe părți. În prima parte, este despre crearea lumii lui Ea, lumea care este, numită Ainuindel. A doua parte este numită Vala Quenta. Oferă o descriere a valarilor și maiarilor. Practic, vorbim de adevărații zei ai universului lui Tolkien. Următoarea secțiune se numește Quenta Silmarillion, care formează cea mai mare parte a colecției, prezentând istoria evenimentelor dinaintea și din timpul primei epoci, inclusiv războaiele pentru cele trei nestemate, Silmarillii, care au dat titlul cărții. De astfel, ăsta e punctul cheie. A patra parte se numește Akalabet și relatează istoria căderii regatului Numenor și a oamenilor săi care are loc în a doua epocă. De aici și din ultima parte, credem că se va inspira puternic serialul Amazon. Partea finală a inelelor puterii și a epocii a treia este o scurtă prezentare a circumstanțelor care au condus și au fost prezentate în Stăpânul Inelelor. Deci cu siguranță vom vedea povestea inelelor puterii, cum au fost create și împărțite între elfi, dorfi și oameni, dar și ascensiunea lui Sauron. Desigur, toate astea se întâmplă pe fundalul mărețului regat Numenor, insula scufundată din legende, în timpul ultimei alianțe a elfilor cu oamenii. De-abia aștept. Cartea arată influența multor surse, inclusiv epopeea finlandeză Kalevala, pe care vă sugerez să o citiți, mitologia greacă despre insula pierdută Atlantida, v-ați dat deja seama, sub numele de Numenor, dar și zei olimpieni. Aceștia vor deveni valarii, deși seamănă mult și cu esirii din mitologia vikingilor. Deoarece Tolkien a murit lăsând colecția neterminată, Christopher Tolkien, fiul său, și mai târziu nepotul lui, a selectat și editat materiale pentru a spune povestea de la început până la sfârșit. În unele cazuri a trebuit să umple golurile, așadar Silmarillion putem spune că este o lucrare neterminată. Și nu a fost deloc primită atât de bine ca Stăpânul Inelelor. Cercetătorii au remarcat totuși că Tolkien a intenționat ca lucrarea să fie o mitologie, scrisă de mai multe mâini și redactată de un editor fictiv. Îl știți probabil sub numele de Bilbo Baggins. Ainulindel și Vala Quenta. Numele acestea atât de frumoase, Ainulindel, înseamnă de fapt muzica Ainurilor. Prima secțiune din carte. O geneză destul de stranie și interesantă cu un tip pe nume Ilúvatar. Sau Eru, un fel de Dumnezeu care apare la începutul timpurilor
cu o muzică pe care acesta o compune, adică prima creație a lumii. Ca în toate cărțile bune, nimic nu merge bine din prima, așa că niște spirite malefice o strică. Vorbim de Eru, acest iluvatar, părintele tuturor, care i-a creat pe Ainuri. Ainurii sunt un grup de zei numiți vlăstare ale gândului său. Eru sau iluvatar i-a adunat și le-a împărtășit o temă. Și după ea i-a pus să creeze muzică, la fel cum un dirijor dirigează o orchestră. Idee probabil inspirată din folclorul finlandez, după cum gândesc eu. Melkor, căruia iluvatar îi dăduse cea mai mare putere și înțelepciune, adică unul dintre cei mai mari zei, a deviat de la tema originală și și-a dezvoltat propriul său cântec. Să sperăm că nu era trap. Unii Ainurii s-au alăturat, în timp ce alții au continuat să-l urmeze pe iluvatar, ceea ce a creat neînțelegere. Asta s-a întâmplat de vreo 3 ori, de fiecare dată Eru a creat o nouă temă ca să contracareze efectele cântecului subordonatului său. Practic, dacă stăm să ne gândim, Melkor seamănă foarte mult cu mitul lui Lucifer și încercarea sa. Atunci iluvatar s-a oprit, a invocat o viziune cu Arda, primul continent, să zicem așa, și oamenii ei, de fapt rasele, și a oferit Ainurilor opțiunea de a coborâ pe pământ și a guverna această lume. Mulți Ainuri au coborât, alții au ales să rămână. Cei mai puternici Ainuri au ajuns să fie cunoscuți ca valari. Au luat formă fizică și au coborât. Cei mai mărunți dintre acești zei au fost numiți maiari. Deci avem valari pe de o parte și maiari pe de alta. Un fel de zei mai mari și mai mici. Hei, unde am mai văzut asta? Păi Esir și Vanir, vă spune ceva, zeii mitologiei vikingilor. Valarii au încercat să pregătească lumea pentru venirea oamenilor și a elfilor, în timp ce Melkor, cel rău, dorind să conducă singur Arda, distrugea creația acestora. Urmează apoi în strânsă legătură Vala Quenta, povestea valarilor în traducere. Ea îl descrie pe Melkor și pe fiecare din cei 14 valari, cei 14 zei majori, în detaliu și spune foarte puține despre maiari, acei zei minori. Aceasta include o poveste despre cum Melkor i-a convins pe maiari, atenție, printre care Sauron și Balrogii să treacă de partea lui. Vă amintiți, da, de Sauron care devine principalul personaj negativ și de Balrogi, acei monștri de foc, dintre care a mai rămas doar unul, care îl va înfrunta, desigur, pe Gandalf. Următoarea parte este Quenta Silmarillion, adică istoria Silmarililor, cea mai mare secțiune a cărții. Conține o serie de povești interconectate din primul Ev despre istoria tragică a celor trei pietre prețioase, Silmarilii. Nu v-ați gândit la asta, dar este o poveste de răzbunare. Valarii se luptă să creeze lumea elfilor și a oamenilor, dar Melkor continuă să le distrugă munca. După ce acesta distruge cele două lămpi care luminează lumea, Valarii pleacă spre Aman, un continent la vest de Pământul de Mijloc, unde se stabilesc numindu-și casa Valinor, luminată de cei doi copaci, copacul de argint și copacul de aur, lăsând Pământul de Mijloc lui Melkor și Întunericului să se sature. Elfii se trezesc odată cu apariția stelelor, iar Valarii luptă din nou cu Melkor și îi invită pe elfi pe Aman. Mulți pleacă, dar câțiva rămân și alții se răzgândesc pe drum. Asta e altă poveste. Dintre cele trei triburi care pleacă, ajung Vaniarii, Noldorii și Telerii. În Aman, Feanor, fiul lui Finve, țineți minte acest nume, regele Noldorilor, a creat Silmarilii, pietre care străluceau cu lumina celor doi copaci primordiali. Melkor distruge cei doi copaci cu ajutorul lui Ungoliant, îl omoară pe tatălui Feanor, fură Silmarilii și fuge spre Pământul de Mijloc. Acolo atacă Doriath, un alt regat al elfilor, dar este respins în prima dintre cele 5 bătălii de la Beleriand. Melkor se va baricada în fortăreața Angband, pe care o vom vedea mai târziu distrusă în Stăpânul Inelelor. Feanor și fiii săi jură să se răzbune pe Melkor și pe oricine ar ascunde Silmarilii de ei, chiar și pe Valari.